E o discuție politică în momentul ăsta, făcută de cei de la USR, a fost domnul deputat Ungureanu aici, a spus că este în stare să aducă, având în vedere că ministrul sănătății tot din USR, domnul Voiculescu, să aducă un spital, să construiască un spital municipal la Buzău. Este extraordinar, cu toții ne dorim acest lucru. Dar se așează căruța în fața boilor. Deci, în primul rând, să vină cu o hotărâre de guvern pe treaba asta și cu o hotărâre de guvern pentru teren. Deci pot face același lucru. Hotărâre de guvern, să obțină o hotărâre de guvern, pentru că armata are foarte mult teren, nu disponibil, dar foarte mult teren liber, dacă vă uitați, de pe centură, în partea dreaptă, practic, acel teren este aproape în totalitate al Ministerului Apărării Naționale, probabil pentru un spital. Nu mă pricep, vă dați seama, dumnealor care sunt în specialitate, ar putea spune, domnule, ne trebuie 3-4 hectare. Dar dacă există acea suprafață sau să cumpere primăria Buzău o suprafață, dar întâi trebuie să vedem că există deja măcar un document de intenție din partea Ministerului Sănătății în care să se construiască un spital. Fără în primăria nu are atâta suprafață, 3, 4, 5 hectare cât ar trebui pentru un spital, dar am putea să cumpărăm acest teren. Deci noi nu putem cumpăra o asemenea suprafață care probabil ar valora câteva milioane de euro și să obiectivul care se numește spital să nu fie realizat. Noi rămânem cu terenul cu o sumă consumată și este ban public. Deci aș vrea să am o intenție foarte clară din partea Guvernului României, pe Ministrul Sănătății, pe Ministerul Sănătății și în momentul ăla pot propune Consiliului Local să ia în discuție și să aprobe hotărâre de Consiliul Local prin care să cumpărăm un teren de dimensiunile necesare pentru construirea unui spital municipal.